urmează să demolăm în cel mai scurt timp, estimez eu într-o săptămână, două, clădirea din spatele nostru. Ulterior, dorindu-ne să construim, avem finanțarea accesată în valoare de 330.000 de euro, în vederea construirii, spuneam, a unui after school, pentru că este o dorință mai veche a concetățenilor noștri și a părinților ocupați, pentru a avea un after school de așa manieră ca acei copilași care nu pot fi îndrumați, care nu stăpânesc capitolul teme, să poată face acest lucru împreună cu cadrele didactice. În vederea desfășurării activității acestui after school, trebuie să menționez faptul că el va funcționa în parteneriat cu școala, de așa manieră încât copiii vor avea cadre didactice cu care își vor petrece timpul și vor realiza teme, vor învăța și tot ce înseamnă pregătire școlară. Noi estimăm că beneficiarii acestui proiect, program, vor fi în jur de 50 de copii. A fost emisă autorizația pentru desființare, imobilul va fi desființat, după care urmează să se construiască o clădire nouă. Această clădire va avea o structură de rezistență din cadre, din beton armat și stâlpi, va cuprinde două săli de clasă, o sală IT, un oficiu, baie și un spațiu pentru centrală termică. Va fi de asemenea dotat în totalitate cu mobilier și cu echipament informatic. În ceea ce privește funcționarea acestui after school, pentru că a fost foarte mult solicitat, pentru a ne asigura că poate funcționa din punct de vedere financiar, am accesat în cadrul altui proiect, un program pentru asistență socială, se numește Programul Operațional Capital Uman. Noi am accesat 330.000 de euro. Este un program care se adresează în primul rând copiilor cu părinții plecați în străinătate. Va funcționa before și after school. Noi avem un parteneriat cu școala și în felul acesta sperăm să atragem și profesorii, pentru că știți că nu toată lumea face voluntariat și vor fi plătiți din banii europeni, din fonduri europene. Copiii vor beneficia de o masă caldă, în primul rând, o tabletă, deci este vorba de un număr de 46 de copii, o tabletă, vor fi aduși și duși la școală sau acasă, depinde de unde vin, dacă vin de acasă sau merg la școală. Vor beneficia de vacanțe o dată pe an, materiale pentru școală și cei din clasa 8-a vor beneficia de meditații pentru a ne asigura că vor merge în stadiul următor. Când estimați că va fi terminată această nouă construcție? Construcția în sine probabil că va începe în următoarele două luni, pentru că suntem în evaluare. Licitația se desfășoară cu greu, pentru că a fost un singur ofertant. I s-au solicitat clarificări, vedem ce va răspunde și în cazul în care va corespunde din punct de vedere legal, se va semna un contract de lucrări. Estimăm că în cel mai maxim o lună, două.